Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție din The Romanian Artcast. Astăzi o avem alături de noi pe o artistă care are o experiență de câțiva ani buni în industrie. A lucrat ca freelancer, o perioadă a lucrat ca ilustrator la Mobility Games în Iași, iar în momentul de față colaborează cu Those Awesome Guys, o firmă indie de jocuri românească. Fără alte introduceri, îi urez bun venit în The Romanian Artcast Lidiei Macov. Bună, Lidia! Bună, mulțumesc că m-ai chemat, că m-ai primit. Ok, hai să le spunem oamenilor câte ceva despre tine. De unde vii? Unde ai ajuns? Îmi place să zic că, așa, mă numesc Macoveiana Lidia, e numele meu complet. Îmi place să zic că sunt zgâlitor, pentru că asta fac 90% din timp. Restul lucrărilor terminate sunt, din păcate, în minoritate. Am fost născută, crescută, educată și angajată aici în Iași și n-am prea apucat să călătoresc prea mult. Da. Am făcut liceul de Mate Info, am fost la facultate de arte. În anul întâi de master m-am angajat la Mobility Games și după vreo 4 ani, jumătate, am zis să încerc experiența de freelancer. Și m-am alăturat echipei Those Awesome Guys. Ok, spune-ne despre când ți-ai descoperit pasiunea pentru desen și când ai luat decizia asta de a începe o carieră în acest domeniu? Ca orice art kid, desenam, îmi zgâleam de mic copil, dar abia acum mi-am dat seama că ce-mi plăcea mie cel mai mult să fac cu desenele era să spun povești, mai mult decât orice altceva. De asta benzile desenate, jocurile, cărțile ilustrate au avut un impact enorm, pentru că erau povești ilustrate, erau complet altceva. Ok. Și cum am decis să fac o carieră? Da. Cumva au apărut oportunități și am acceptat cam orice era legat de artă, orice era legat de desen, acceptam. Mă băgam pe proiect și vedeam dacă încerc să fac sau nu. Cam ce vârstă aveai atunci când ai decis că asta vrei să fie viitorul tău? Prin liceu. Cred că pe la 16 ani m-a lovit așa tare. M-am hotărât că vreau la arte. Sau mai devreme, dar cumva părinții m-au și pe bună dreptate au zis că hai fă liceul și dacă încă mai vrei să faci să fii artist, hai să vezi după liceu la facultate, dacă intri, dacă merge. Absolut, da, e interesant că nu te-ai dus la un liceu de arte și că ai fost pe zona asta de Mate Info. Care pot să spun că mi-a prins foarte bine în industria de jocuri, adică știu, mă sperii în continuare când văd cod, dar nu la fel de tare cât m-ar fi speriat dacă nu. Știi să programezi? Dincolo de clasa 12-a, nu știu. Nu, n-are rost. Ok, hai să discutăm puțin despre perioada facultății. Tu ai făcut aceeași facultate ca mine, Facultatea de Arte din Iași. Cum ți s-a părut? Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că mi-am dorit de ani de zile să ajung acolo și să am simțit așa ca o validare enormă în direcția asta de a deveni un artist și mi-a plăcut foarte mult. Am făcut grafică, am făcut ilustrații de carte pentru copii în acuarelă și mi-a plăcut la nebunie să învăț tot procesul. Am învățat să am răbdare cu acuarela, cu toate că pe lucrările mele vechi nu se cunoaște răbdarea, se vede lipsa de răbdare. Da. Ok, având în vedere că nu ai avut un background artistic, ți s-a părut un pic greu să te adaptezi noului tău mediu universitar? Nu neapărat. Nu. Mi s-a părut, a fost o tranziție, nu știu, ca o mânușă mi s-a potrivit. Am cunoscut oameni care împărțeau aceleași pasiuni, aceleași idei, sau idei diferite, dar dar tot în aceeași, nu știu cum să-i spun... Prismă? Prismă, da. Tot în direcția creativă. Și asta mi-a plăcut cel mai mult. M-am simțit că aparțin acolo. Super. Ai făcut specializarea grafică, nu? Da. Cum grafică de ales? Publicitară. Cum de ales această specializare?
Pentru că părea cel mai apropiat lucru de ce m-ar fi interesat să fac. Știam că desenez și că îmi place să spun povești, toate că pe atunci nu mi-era așa de clar. Și grafica publicitară, grafica a apărut cel mai apropiat. Designul în continuare mi-e... Înțeleg valoarea, dar în continuare mi-e străin. Am înțeles. Multe alte Hai să idei. spunem, tu mi-ai spus mie că ai vrut să mergi în direcția asta a jocurilor, a dezvoltării de Da. jocuri. Când... Asta m-a convertit. Și din acest motiv spui că ai ales să faci specializarea de grafică. Cumva, pentru că pe atunci aia mi se părea cea mai apropiat de Da, am ce aș înțeles. fi vrut să fac. Ți se pare o alegere bună pentru cineva care vrea să meargă în direcția asta a jocurilor, să facă grafică? Dacă cineva vrea să facă artă pentru jocuri, aș sugera poate, dacă are cum, să se educe chiar și la o școală de specialitate sau să facă cursuri, că sunt multe cursuri online. Dar în ceea ce privește experiența de, nu știu, de a fi creativ, de a duce un proiect până la capăt, de a-l prezenta publicului, că cu asta am avut foarte mari probleme, asta sigur m-a ajutat foarte mult. Înțeles. Nu știu, cumva mie mi se pare că pictura este o specializare puțin mai potrivită pentru zona asta de jocuri, tocmai pentru că faci multe ilustrații și abilitățile pe care le dobândești atunci când înveți să pictezi un ulei pot să fie transferate destul de ușor în digital. Da, așa e. Uite, nici nu m-am gândit. Nu știu, cred că pe atunci mă speria pictura. Aveam așa o impresie că trebuie să fii foarte, foarte stăpân pe tehnică, pe ulei, pe acrilic, pe... Știu, cumva grafica mi s-a părut mai abordabilă. Am înțeles. Da, cumva tranziția de la creion la acuarelă e mai ușoară decât tranziția de la creion la ulei, să spunem. Pastă, da, pastă groasă. Ok, hai să No spun... control Z. Așa este. Ai lucrat în timpul facultății? Da, cam nu foarte mult, câteva gig-uri pe aici, pe acolo, cam ce oportunități apăreau, le luam. Ca Am făcut. freelancer. Da, nu aveam vreo entitate juridică pe atunci, da, cesiune de drepturi de autor, contracte. Mici chestioare. Am înțeles. Ai făcut și 2 ani de master, nu? Nu, în primul an de master m-am angajat și am renunțat. I'm a dropout. Ai renunțat la master. Da. Spre dezamăgirea tuturor de la facultate. Cum de? Țin minte că m-am învoit de la serviciu ca să mă angajasem la Mobility. Și m-am voit ca să dau un examen și am stat 2 ore pe să așteptăm profesorul. Nu mai țin minte la ce subiect era. Atunci m-am cam supărat așa că... Și n-am mai venit Da, că tu la erai mai examen. serioasă decât profesorul, practic. Serios? Da, ai Dedicată. putea să pui și așa. Da, și am zis că... Da, Ok. e ușor să... te focusezi așa numai pe carieră, să ți se pară mult mai important decât Sigur. educația. Ai spune că experiența de muncă este mai importantă în această industrie decât educația? Cred că da, adică portofoliul, să poți demonstra că duci un proiect până la capăt, că nu, că vii zi de zi și că te ții de treabă. Profesionismul, până la urmă. Ok, hai să trecem la perioada următoare. Mi-ai spus că din primul an de master te-ai angajat la Mobility și ai lucrat acolo timp de 4 ani și jumătate până când firma s-a făcut praf și pulbere. E urmă de zice, da. Spune-ne Am despre făcut perioada. Bun, hai să spunem că Lydia și-a dat demisia cu cât o lună înainte să... o lună înainte și nici nu știam că se închide firma. Am fost prima persoană care a aflat. Mi-a scris demisia acolo frumos, am trimis e-mail șefului, ne-am văzut a doua zi să semnăm ce era de semnat și am aflat atunci când am intrat în birou la el și mi-a și dat vestea. Cu mari regrete din partea tuturor, până la urmă.
cu toții ar fi vrut, inclusiv șeful, să o poată continua, dar au apărut niște probleme. Înstrângeri, da. Și nu, okay, s-a mai putut așa. Hai să vorbim puțin despre această perioadă. Cum ți s-a părut? Ce te-a surprins? Primul an la Mobility mi s-a părut pe departe cel mai grozav, că am avut norocul ca un coleg de facultate să-mi zică că hei, vrei să te angajezi ca ilustrator? Facem ilustrații pentru copii, pentru Playtales. Erau niște ilustrații animate pentru dispozitive mobile. Și eu de pe facultate tocmai venisem pe de pe ilustrație, tocmai ce învățam să fac ilustrații digitale și am zis că ok, hai dau testul. Le-a plăcut, mi-am scris eu propria poezie, că nu știam exact care ce poezii sau ce povești am eu dreptul să ilustrez ca să poată fi folosit în scop comercial. Zic hai că îmi scriu eu propria poezie până la urmă. Aparent am depus un efort suficient de considerabil cât să mă angajeze. Și acolo am lucrat cu trei artiști și o programatoare, ea integra totul în Builder și anima totul și făcea totul să funcționeze bine. Și a fost așa eram separați de echipa mai mare, a fost așa o supă creativă acolo între noi, mi-a plăcut foarte mult. Ne scream propriile povești, ne le ilustram, făceam brainstorming, era grozav. Uite, Liana ne întreabă că arăți foarte tânără, te întreabă câți ani ai și de când ți-ai început cariera sau studiile? Mulțumesc, mă bucur foarte mult, e un compliment enorm. Am 27 de ani, acum și ca fac 28. Am început să lucrez de la 23 sau 24, 23 de ani, 23 de ani. Facultatea am început la 18. Ești normal. Da, cam... Da, și... Da, cam asta e. Ok. Ce ai învățat de la Mobility? Am învățat cam tot ce ține de ce înseamnă să faci un joc, ce înseamnă să faci artă pentru joc, să faci asset-uri, am învățat să polișez suficient lucrările, pentru că nu prea aveam răbdare să le termin. Și am, mai ales de când am trecut pe Frozen, tile-uri sau collectibles sau tot ce mai trebuia să fac, trebuia să se alinieze cu ce calitate, ce standarde de calitate aveau. Ok, hai să te întreb un pic altfel. Care ți se pare că este cel mai valoros lucru pe care l-ai învățat în perioada ta la Mobility? Cel mai valoros lucru? Da. Nu știu, cred că sunt multe și legate între ele. Lucrul în echipă poate fi extraordinar de ușor sau extraordinar de dificil în funcție de persoanele și managementul și... Nu știu. Poate să varieze foarte mult lucrul în echipă. Poate fi cel mai satisfăcător lucru sau cel mai frustrant. Da, interesant că n-ai zis nimic artistic. Ai spus exact ceea ce nu faci în facultate și anume lucru în echipă. Da, da. Aia a fost până la urmă o experiență nouă pentru mine la serviciu. Ok, hai să detaliem puțin. Ce fel de jocuri făceați voi la acest studio? Frozen a fost cel mai cunoscut și eu am intrat pe echipa mare fix când fix pe Frozen și cumva următorii ani pe proiectul ăsta am stat. Am mai făcut tot felul de game jam-uri, aș putea să le zic. Ne-am mai făcut niște joculeți între astea, ce timp liber aveam între taskurile de la... Game jam-uri. Cumva, da. Nu știu dacă e termenul potrivit să... Uite, Fabi ne întreabă în ce game engine-uri ai lucrat până acum? Unity. Unity. Doar Unity. Da. Super. Ai învățat să programezi cumva în Unity? Nu. Doar să-l folosesc pentru... Am testa o scenă sau... Nu pot să spun că m-aș întoarce la programare. N-am... Ok, spune-ne dacă a fost vreo surpriză neplăcută pe care ai avut-o atunci când ai început să lucrezi
pentru industria asta de jocuri mobile. O surpriză neplăcută. M-a surprins cât de greu mi-a fost să rămân pe același proiect. Legată de treaba că nu am răbdare și că tot timpul îmi place să lucrez la idei noi, m-a surprins cât de greu mi-a fost să mă disciplinez și să mă mențin focusată și interesată pe același proiect timp de ani de zile. Mm-hmm. A fost dificil. Da, când spui că te-a surprins chestia asta că erai mutată, asta înseamnă că făceai mai multe proiecte în paralel? Nu, în primul an am fost la, practic, Playtales, făceam ilustrații pentru copii, și cărți pentru copii, și apoi toți cei de la Playtales ne-am integrat în echipa mare, de 15-16 oameni, nu mai știu câți eram, și am trecut pe Frozen. Cam câți oameni lucrau în studioul tău? Al meu. Studioul la care ai lucrat și... cam au variat între, nu știu, cred că maxim a fost, nu știu dacă a fost 25 vreodată, 20. Deci un studio mic. Mic. Spune-ne cum ți se pare developmentul pentru mobile față de alte tipuri de development, având în vedere că ai lucrat și pentru alte platforme. În ceea ce privește efectiv munca mea, trebuie să recunosc că nu observ vreo diferență foarte mare. Când ține vorba de cât de polișate să fie lucrările mele, dacă sunt asset-uri care o să fie direct în joc sau dacă o să fie publicitare, ilustrații publicitare, splash art-uri, asta mi se pare la fel și pentru mobile și pentru restul. Deci nu, s-ar putea să n-am. Nu vezi nicio diferență. Aș spune, sunt diferențe categoric, dar nu știu, în efectiv, în munca pe care a trebuit să o fac eu, poate n-am fost suficient de atentă să observ diferențele. Ok. Spune-ne ce s-a întâmplat după Mobility. Mi-am luat viața în mâini. Așa? Am început să colaborez cu cei de la Those Awesome Guys și cu cei clienți mai vin interesați de lucrările mele. Hai să vorbim despre studioul ăsta, Those Awesome Guys. Cine sunt sigur. Ei? Ce fac? Și cum sunt ei diferiți față de Mobility? De o firmă ca Mobility, să spunem. Sunt o echipă mult mai restrânsă față de Mobility. Sunt oameni foarte, foarte pasionați de ceea ce fac și multitalentați, axați pe foarte multe lucruri deodată. Adică eu nu mi-am dat seama cât munca este pe lângă partea de efectiv de a face un joc. De la publicitate, la speech-uri, la... Ai început să participi și tu la convenții, cum ar fi GDC, pentru a promova jocurile companiei? Încă nu. Sunt terifiată de vorbit în public. Da. Trebuie să o fac până la urmă. Absolut. Bine, am văzut un discurs de al lui Xelu, Nicolae Berbece, cel care deține studioul de jocuri și da, mă gândeam că poate ai participat și tu la conferința respectivă. Nu. Okay. O să trebuiască să o fac într-o zi. Nu pentru că am o obligație, dar simt față de mine că îmi datorez să trec peste fricile astea. Ok, am putea spune că ai trecut de la un studio, n-aș spune mare, dar să zicem mediu, la un studio indie, la un studio mult, mult mai mic. Care ți s-a părut cea mai mare schimbare în această trecere? Cumva greutatea pe care o au ideile sau sugestiile. Practic, e o diferență de proporții mult mai mare între ce am eu de oferit într-o echipă de 15-20 de oameni față de o echipă de 5 oameni. Se pare că trebuie să fii un generalist atunci când lucrezi cu un proiect indie
față de atunci când te afli la o firmă ceva mai mare, unde poți să te specializezi? Aș da un răspuns sincer dacă aș cunoaște ce înseamnă să fii la o firmă mai mare, dar Într-adevăr. nu cunosc. Și cumva da, cred că sunt, n-aș zice că sunt jack of all trades, dar da, mă ocup de la ilustrații, la in-game assets, dar asta făceam și la mobility cumva, deci a fost tot timpul o trecere între astea. Aha, deci nu ți se pare că este o mare diferență dintre ceea ce făceai Este înainte? diferența de identitatea firmei, de proiectul în sine, de cum, care e dinamica în echipă. Aici sunt diferențe foarte mari și consider un pas în față. Care ți se pare cel mai mare avantaj pe care îl ai tu ca artist atunci când lucrezi la un proiect indie? Avantaj? Pe lângă faptul că sunt veșnic recunoscătoare la orice proiect că pot să fac, pot să-mi câștig pâinea din ceea ce îmi place. E satisfacția a, nu știu, să trăiești o experiență a ceea ce creezi. Nu știu, când o vezi animată, când o vezi într-un trailer, când o vezi într-o colaborare cu alt IP pe care îl respecti și admiri. Nu știu, e o satisfacție greu de explicat. Ai putea să spui că îți vezi contribuția mult mai ușor într-un proiect indie, cum este Move or Die, decât într-un proiect cum a fost Frozen pentru Mobility? Aș putea zice și așa. Cu toate că eu nu simt că am o contribuție enormă. Dacă mă gândesc că, de exemplu, dacă ai lucrat la Ubisoft, ai fi probabil responsabil să faci două niveluri, față de dacă lucrezi la un proiect indie unde probabil ai face toate animațiile și nivelurile și... Eu nu mă ocup de animații, spre exemplu. Depinde. Da, dar în același timp poate să fie foarte satisfăcător că stai pe două nivele și le faci și le gândești și... Dar nu știu, n-am lucrat în mediul ăla, n-aș putea să zic. Doar din ce am auzit de la alți artiști. Ce ți-ar plăcea să înveți pe viitor? Character design, să-l stăpânesc mai bine. Da, pentru animații, pentru jocuri. Dar nu Ar te... trebui să mă hotărăsc într-o direcție. Nu te interesează să pleci din zona asta de 2D? Adică să înveți să faci asset-uri în 3D sau să înveți să faci animație 2D sau 3D sau... Am mai încercat și animații. Îmi place, e dificil. Nu pot să spun că am vreo sclipire în direcția asta. Dar da, mi-ar place să învăț mai multă animație. Cât despre 3D, chiar încerc să învăț, dar nu se prinde de mine. 2D-ul. Ce programe ai încercat să Am studiezi? încercat, chiar am și făcut, cât eram pe Frozen, am făcut versiunea low poly a Rockiilor de vară, a Elsie și a Anei. Și le-am făcut, deci de la modelare la texturare sub direcția atentă a art directorului de atunci. Am dus-o la capăt. Acum dacă ar fi să o mai fac, am uitat tot. Adică Super. mai puțin partea de texturare. Asta am mai făcut din când în când și îmi place. Îți place Dar să nu știu. faci UV-uri și Texturare. chestii de genul? Nu. Hand-painted Ah, textures. ok, am înțeles. Tot 2D, practic, e partea 2D a 3D-ului. Super. Ce program ai învățat? Îmi făcusem în Maya și am mai încercat recent să deschid Blender-ul, pentru că e program gratuit, dar Da, nu și pot Maya să poți fiu. să ți-o iei gratuit pentru 3 ani dacă spui că ești studentă. Și Nu pentru mai. toată lumea care ne ascultă, Da, exact e un aceeași chestie. sfat. Da. Suntem veșnic studenți. Da, eu nu mai sunt student, dar am licență de Maya.
Da, ideea e că nu vă verifică nimeni și puteți să învățați programul ăsta pentru că pe ei interesează mai mult să aibă o cotă de piață mai mare decât, na, neapărat să vă jupoie. Total. Ok. Spune-ne despre planurile tale de viitor. Acum că ai lăsat în spate studioul Mobility, că te afli la un studio mai mic, indie, ce plănuiești pentru viitorul tău? Aș minți dacă aș spune că am o imagine clară. Nu cred că am avut o imagine clară. De când am început facultatea, n-am știut unde mă îndrept. Am lăsat așa oportunitățile și dispoziția mea sau deschiderea mea spre oportunități să formeze așa organic o direcție cât de cât. N-am tăiat atent ca un tufiș într-o grădină. Care era și n-aș ști unde anume vreau să mă îndrept. Mi-ar place clar pe character design mai mult, dar în același timp descoper farmecul și în prop design. Nu pot să mă hotărăsc la ceva anume, încă nu pot să zic că m-am hotărât, dar cred că de când am început să desenez tot pe personaje și pe povești, clar în direcția asta. Secret. Un joc propriu poate, un joculeț mic în care să vărs umorul și Foarte frumos. Da, multă lume se creativitatea. gândește că vrea să facă o expoziție de tablouri sau că vrea să scrie o carte, dar e foarte fain Mi-ar că place să public cărți cu, da, pe plan, da, cu arta personală, mi-ar place să pot să fac ceva cât de cât coeziv. Am început mai multe serii și aș vrea să fac, da, să le public, dacă ar fi cineva, dacă ar fi un public pentru ele, le-aș scoate cum sună. Dar, iar, e o direcție în care n-am deloc experiență și trebuie să văd cam care ar fi primii pași. super. Hai acum să mergem în partea, cred eu, preferată a multora, în care vedem lucrările ale tale. Ok, începem cu alea mai vechi. Da, hai să vedem de unde a plecat Lidia Macovei în cariera ei de artist. Eu nu pot să spun că aveam o carieră pe vremea în care vă arăt din care vă arăt lucrările imediat. Ok, să nu uiți să dai share screen. Acum dau. Și cât faci asta, spune-ne despre artiștii tăi preferați. Cine te-a Artiștii mei inspirat? preferați. Asta e printre primele lucrări. Judecați aspru, pentru că merită judecata aspru. Habar n-aveam ce făceam. Descoperisem un clip pe YouTube în care zicea cum să folosești lasso tool, conceptul de rimlight și am încercat eu să le aplic acolo când nici măcar n-aveam bazele formate. Adevărul este că rimlight-ul ăla se vede foarte bine. Nu e așa face tot desenul, nici nu se vede asimetria, nici culorile murdare. Ok. Dar cumva de aici am început. Și ce vârstă aveai când ai făcut această lucrare? Era cam acum 6-7 ani. Deci vreo 20 de ani, nu eram așa. Anul 3, nu? Anul 3, da. 3. Da, anul 3 de facultate. Ok. Dă-te, rog, fereastra mea un pic mai jos. Ah, scuze. E ok. Up. Așa. Da. Și apoi l-am descoperit pe Bobby Chiu pe YouTube. Și a avut el un clip acolo în care zicea despre lumină și să te gândești la volume și la direcția luminii și am zis că, wow, cum trebuie să te gândești la chestiile astea, așa? Și cumva după, am stat o săptămână să fac lucrarea asta, dar cred că e primul pas înainte pe care l-am făcut în arta digitală. Super, deci. Asta e habar n-am, dacă știi poveștile cu habar n-am, personaj. Da, eu n-am făcut grafică, dar știu că se făcea foarte multă ilustrație pentru copii, pentru cărți de Exact. copii. Da. Și presupun că făceai foarte mult în acuarelă, Da, în pentru acuarelă am producția. lucrat. Licența tot în acuarelă mi-am dat-o. Am făcut. Ok, deci ce ai făcut trecerea asta la digital în anul 3? Da. Cum ți s-a părut să treci de la acuarelă, de la medii tradiționale, către mediul ăsta digital? Foarte dificil la început.
culorile alea sticloase, nu știu cum să le explic altfel, când ce paletă de culori frumoasă, sensibilă ieșea din acuarele. Nu, în digital ai deschiderea asta, poți să folosești toate culorile deodată și nu și pui și puneam alb la highlights. Greșeală dintre astea, nu foloseam lumină colorată, nu știam ce făceam, practic. Și era, ieșeau foarte, foarte dezamăgitare. M-am simțit de parcă am dat înapoi cu ani de zile abilitățile când m-am apucat prima dată digital. Ai spune cumva, da, știu, eu n-am foarte multă experiență în acuarelă, dar cred că trecerea de la pictura în ulei la pictura digitală e mai ușoară decât trecerea de la acuarelă la pictura digitală. Ce părere ai? Depinde acum ce tehnici, ce tehnici aplici în pictura digitală. Pe asta că dacă ești pictor tradițional și mergi pe pictură digitală, da, văd unde să ajută foarte mult. Practic sunt aceleași principii, mediu diferit. Aș fi putut să încerc tehnici de acuarelă digital, că sunt câțiva artiști care fac asta foarte bine. Nu știam de alea, am descoperit pictura, efectiv pictura digitală și am încercat să o reproduc. Deci cumva au fost de la zero luate mai multe chestii. Ok. Hai să mai vedem și alte lucrări. Da, cam astea erau. Aici încercam eu să mai fac glumițe de ale mele, un werepug în loc de werewolf. Am înțeles. Și asta era tot pentru cursul lui Babiciu? Nu. Astea erau, nu mai știu, tot așa ce vedeam, sfaturi ale artiștilor, ale didacților de pe YouTube, care ziceau să, hei, ia două lucruri, unește-le și fă ceva din ele. Mm-hmm. Cumva să-ți stimulezi creativitatea. Feng Zhu, da, m-au ajutat foarte mult. Super. Cu ei, practic, am învățat primii pași pe digital. Hai că, dacă tot i-am zis pe Babici și pe Feng Zhu, să mai spunem alte influențe pe care le-ai avut. Sam Nielsen, persoana cu care am făcut și cursul de la Schoolism și cred că de acolo am învățat cele mai faine chestii. Mm-hmm. Este o influență foarte mare. Moment să-l arăt ascultătorilor noștri. Da, și se vede influența. La urmă. Sper să nu fiu totuși o copie ieftină după el, că eu încerc să... Da, în sensul că aproape toată arta ta este stilizată, știi? Da. E un pic exagerată și la fel este și a lui. Da, asta mi-a plăcut. A fost iar o decizie greu de luat pentru mine. Eram împărțită între realist sau stilizat și mi-am dat seama că mult mai mult îmi place să exagerez. Oricum am constant tendința asta și n-are rost să o neg. Să reneg așa. Iar culorile astea vii pe care le are Sam Nielsen se regăsesc și în lucrările tale. Bine, nu în asta, dar în altele. Mă bucur, adică înseamnă că s-o prins ceva de mine de la cursurile lui. Ok. Alți artiști? Așa. Cei tradiționali, Walter Everett îmi place foarte mult. Da. Leyendecker. Oh, nice. Cu toate că nu prea văd influența lui Leyendecker în... lucrările tale. La forme. Da, pentru că îl apreciez pentru lucruri pentru care cred că încă am mult de învățat. Ok. Cum... Avem aici pe Walter Everett, care e cunoscut pentru stilul ăsta un pic mai plat și culorile pe care le alege. Așa, și să-l mai arăt și pe Leyendecker, care este unul din eroii mei personali. Da, Leyendecker are stilul ăsta foarte angular. E chiar unic. Adică dacă te uiți la o pictură de-a lui, știi că e un Leyendecker. E super ușor exact. De recunoscut. Așa. Bun, hai să revenim la lucrările tale acum. Deci eram la acest werepug. Da, cam astea lucram cam înainte să mă angajez. Cam asta mi era the cream of the crop.
Întrebare, la început faci alb-negru și apoi adaugi culoare prin layer? Am încercat și tehnica asta și pot să spun că nu prea îmi dă rezultatele dorite, nu prea o înțeleg suficient de bine cât să o stăpânesc. Dar da, am încercat o vreme, dar nu asta, nu s-a prins de mine. Ok. Hai să mai vedem și alte lucrări. Da, aș putea să arăt pe ArtStation, nu? Sigur că da. Ok. Acum oricine se uită Stai. pe ArtStation-ul tău sau dacă îți urmărește cineva pagina de Facebook, va vedea că ai o serie cu păsări. Și desenezi de foarte multe ori păsări. De unde a apărut dragostea ta pentru acest subiect? Oh, e o poveste așa dulce amăruie. Eram în clasa, nu știu, 1-4, nu mai țin minte ce clasă. Și învățătoarea de atunci a venit plângând că papagalul ei scăpase din cușcă, fiul ei intrase și îl rănise accidental, că nu știa că e în afara cușcii. Și din toată povestea aia tragică, eu tot ce am putut să trag, poți să ai papagali? Și de atunci s-a sămânțat în mintea mea ideea asta și tot ce mi-am dorit e să am papagali. Deci ai papagal de când erai în școala primară? Dar nu pe același, din păcate. E normal, da. Da. Acum am două gheavolițe. Papagali clovni. Sunt, uite, ăștia. Nu știu dacă se vede cursorul. Poți să dai click să vede mai mare. Click. Asta cu X-ul la fund. Se mai chiar papagali clovni. A, ăștia sunt papagalii tăi de acum. Da, am, da, două fetițe. Liana ne întreabă cum înțelegi culorile principale. Paleta de culori, să spunem. În funcție de ce lumină am să am, ce mood vreau să dau în lucrări. Adică, spre exemplu, pentru asta am știut că e vorba de papagal și trebuie să fie cât mai variate. Dar dacă e vorba de ceva mai sumbru, atunci aleg, folosesc color wheel. Colorus e o extensie în Photoshop. Costă vreo $13, dar e, cred că e cei mai buni $13 care i-am dat pe o extensie vreodată. Și poți să-ți faci gamut masks. Îți faci ce măști, îți faci o mască doar cu o anumită arie a cercului cromatic cu care vrei să o folosești. Corect. Și asta m-a ajutat foarte mult pentru că altfel o iau razna cu culorile. Și un Exact. lucru care am învățat la să nu mai greșesc, e când să nu folosesc, dacă folosesc culori complementare, una să fie mai desaturată neapărat. Super. De unde ai învățat chestia asta, să înțelegi un triunghi sau o zonă din cercul cromatic? Prima dată când am învățat despre asta a fost efectiv, probabil și la facultate, dar nu la facultate, mi-mi amintesc, spre rușinea mea, în cartea lui James Gurney, Color and Light. Pe care o avem fix aici și vreau să văd dacă găsesc chestia asta. Parcă vorbea de gamut. Da. Nu știu, dacă efectiv nu în aplicația din Photoshop. Și apoi și Sam Nielsen în cursul lui la fel a Bine, arătat în Photoshop digital. el nu folosește Photoshop. Dar, James Gurney, nu. da, aici ne arată, practic, că folosește mai multe, folosește o arie restrânsă, de obicei un triunghi, a paletei cromatice. Și că nu folosește paleta cromatică normală, ci că mai adaugă câteva culori de tranziție între verde și... Da, la verde, pentru că ochiul nostru uman este capabil să vadă mai multe culori. Recomandăm și eu și Lydia cartea asta, Color and Clar. Light de James Gurney. A fost așa o combinație între știință, între cum funcționează ochiul uman și de ce vedem, cum vedem, de la, adică când vedem noaptea, de ce vedem mai mult albastru și verde, pentru că celulele care sunt alea sunt Conuri și conurile și bastonașe. bastonașe și alea care văd noaptea, văd valorile și le văd de alea că deviate spre albastru și verde. Și de Exact. asta trandafirii roșii par negri, că se anulează între ele. Mi s-a părut foarte interesant. Exact. Hai să ne mai uităm și la alte. Da, sigur. Ce anume ați vrea să vedeți?
Uite, Liana te întreabă dacă ai poze de referință. Cu siguranță, da. Da. Numai că le... aș putea să arăt un exercițiu de character design, cam cum îmi folosesc referința. Nu am referința efectivă, dar cam cum o transform. Numai că o să vadă pe aici ce... ai tu prin calculator? Să vedem dacă nu e ăsta neapărat. Multe, multe desene din astea. Deci mâzgăleli fără nicio rușine. Asta e. Sugerez tuturor să facă. Nu trebuie să le publice, nu trebuie să fie frumoase, trebuie doar să învățați. Te-aș mai întreba eu dacă ai un program de studiu. Așa. Nu-i foarte strict, dar încerc. Nu vreau să treacă săptămâna fără să exersez sau să învăț ceva nou. Aș prefera zilnic. Aș prefera să zic că nu trece ziua, dar mai rar. Ok, hai să vedem. Așa, de exemplu, nu am imaginea, dar era o persoană. Primul desen a fost cât de cât realist, cât de cât respectat de proporțiile, dar tot exagerat. Și atunci am și uitat care era întrebarea, mă scuzi. Întrebarea era dacă folosești referință. Da, deci folosesc referință, dar o modific, o stilizez, o exagerez în funcție de ce vreau să transmit. Și cumva ăsta e rezultatul. Mm-hmm. Și sunt mai multe încercări. Mm-hmm. Am înțeles. Deci nu o copie, cumva ce vreau să zic e că nu folosesc să fac o copie fotorealistă după ea. Ca să înțeleg mai bine forma sau ce mesaj sau cum stă haina pe un personaj sau ce atitudine are sau depinde ce pentru ceva anume, nu o fotografie sau nu știu, un film o... Mm-hmm. Mai vrea cineva să știe câte ore lucrezi pe zi la desenele tale? Personale? Sau în general? Adică presupun că ai, nu știu, 6-8 ore de muncă pentru muncă și probabil câteva ore în plus. Adunate. Da, câteva ore, uneori câteva zeci de minute, dar încerc să fie zilnic. Nu mai am, cumva mi-am impus să fac lucrări personale și măcar o schiță dacă fac care e a mea pentru mine, eu o consider un succes. Super. În ziua aia. Da, deci poate să variezi în funcție de inspirație și în funcție de motivul pentru care fac lucrările personale. Dacă le fac pentru character design challenge sau dacă pur și simplu am o idee pe care vreau să o scot cumva. Că tot ai vorbit de character design challenge, hai să ne uităm la câteva entry-uri pe care le-ai avut. Asta e una din ele. Perfect. Pe tema Game of Thrones. Mi-am desenat personajul preferat, Sam Tarly, într-un stil foarte Disney. Super. Ai făcut cumva un curs de culoare și lumină? Da, cu Sam Nielsen, pe Schoolism, Color and Light for Concept Art and Illustration. Am măcelărit titlul. L-ai făcut cu feedback? Da, l-am făcut cu feedback și a contat foarte mult. Super. L-aș sugera tuturor și fără feedback, dacă puteți să-l faceți. Tot așa, semn eu să-mi combină știința cu arta și nu numai că te ajută să înțelegi de ce funcționează unele lucruri și motivul din spate. Oh, wow, de ce e și motivul? Și motivul fizic pentru care funcționează lumina cum funcționează și de ce o vedem așa. Plus aspectul psihologic pe care îl are asupra unui personaj, felul în care pui lumina, plus felul în care influențează compoziția sau cum poți să o gândești cu lumina în minte. Afectează tot. Super. Ok, hai să mai vedem și alte lucrări. Sigur. Aici sunt câteva lucrări pentru Those Awesome Guys, câteva exemple de lucrări pentru Splash Art și
promotional art. Aici un progres. Desenul nu este punctul meu foarte, adică după cum vedeți e destul de rough. Da. Dar mă bucur că oamenii înțeleg ce vreau să transmit și eu o consider. Folosești path-uri pentru desenele astea? Pentru formele pe care nu le pot scoate curat, cu lasso tool sau cu altceva, da. A trebuit să învăț, am fugit toată viața mea de pen tool, l-am înțeles. Dar până la urmă, de neevadat. Așa este. Ok. De asta sunt extraordinar de mentor. De unde ți-a venit ideea să faci? Este un personaj în joc. Și eu l-am luat, Nick mi-a spus că, băi, e chiar de pe site-ul Those Awesome Guys. Uh-huh. Și mi-a zis că, uite, asta mi-ar place să fac asta, asta mi-ar place să fac asta. Am venit și eu cu niște sugestii, cu expresia asta dubioasă și asta a ieșit. Da, uite, Cristi a venit mai târziu pe live și te întreabă de 3D acum, dacă ai experimentat, dar ai spus... Am experimentat, da, dar nu pot să spun că s-a prins ceva de mine. Ajută foarte mult, înțeleg valoarea în a înțelege cu adevărat forma. Dar nu se prinde de mine. Păi te-aș întreba eu, nu ai fost curioasă să înveți și ZBrush? Am încercat, da, și ZBrush. Foarte greu de trecut peste interfață. Da, dar... De diferită de orice alt program. Mm-hmm. Cu siguranță, chiar și chestiile banale, gen să faci zoom și pan. Dar... Exact. Nu știu, eu consider că dacă ești artist și te obișnuiești cu interfața, care e unică, ZBrush-ul e mult mai aproape de ceea ce faci tu în mod obișnuit decât Maya, să spun. Deci mi se pare o tranziție mai ușoară de la pictură către un program de modelare organică ca ZBrush. Ce părere ai? Da, aș fi de acord. Dar dacă ăla l-a trecut peste interfață, mie mi se pare un dacă foarte mare. Și... De fiecare dată am și opțiunea de a lua o bucată de plastilină și să o modelez dacă nu înțeleg o formă și să mă uit la ea, să o pun sub un bec și mi se pare mult mai abordabil așa. Nu știu, ai făcut modelare 3D, adică reală, în facultate? Nu. Ah, ok. Nu am prins deloc. Da, ok, avem aici o lucrare în care vedem pe Rick and Morty și știm că ești un mare fan. Rick and Morty. Da. Uite, chiar acum avem pe ecran, bine, nu se vede foarte bine, poza ta de profil, care este din Rick and Morty. Da, m-am integrat în universul ăla. Ok, ăsta presupun că este fan art, nu? Asta? De pe ArtStation? Da. Ce avem în față? Nu, este chiar splash art-ul pentru Rick and Morty Update. A fost o colaborare. A reușit Nick să colaboreze cu cei de la Those Awesome Guys, nu Those Awesome Guys, de la Adult Swim și au făcut un update cu personaje, cu Rick, cu Morty, cu Crombopulous, Bird Person și Meeseeks. Au fost transpuse ca personaje în Move or Die. Wow. Și ăsta e splash art-ul pentru, fără titlu, e splash art-ul pentru update-ul ăla. Deci ai lucrat pentru... Adult Swim, cumva, a? Într-un mod indirect, da, am primit cumva probarea lor să... Au fost de acord, au trebuit să dea their stamp of approval pe lucrarea asta. Super tare. Uite, Cristi zice că ai lucrări super. Mulțumesc foarte mult. Cristi e băiatul cu, de la episodul cu 3D. Ah, hei! Da, și tu ai lucrări foarte mișto. Ok, hai să mai vedem și alte lucrări. Dacă mai sunt alte splash art-uri pentru Mubotai, dacă... Cam așa ne-am început colaborarea. De la splash art la splash art și apoi... Hai să explicăm oamenilor ce înseamnă splash art, că poate nu știu. Sincer, s-ar putea să nu dau cea mai ca la carte definiție, dar este arta de identitate cumva a unui joc. În general, sau unei aplicații de artă care o vezi când intri într-un joc sau când e o tranziție între scene. Sigur există o definiție mai bună de atât. E un fel de artă promoțională, să spunem, doar că este și in-game. Poate fi și in-game, poate nu, poate
poate mă înșel. Ok. Hai să mergem mai departe. Mai departe. Aici tot pentru Character Design Challenge. Era la roboți. La tema robot. Și am încercat eu să fac un PUP. Plural Utility Healthcare PUP. Ca un companion medical. Foarte aproape de... Baymax. Baymax, da. Da, ca idee. Deci am încercat și eu un turnaround. Wow. Cine, nu știu cât de corect e, a fost suficient de greu. Să-l fac. Ai experimentat cu programe gen Spine sau Dragon Bones pentru animație? Da, nu știu dacă Spine. Am uitat ce am început. Da, parcă Spine. Spine, nu? Am făcut un Unity animații. Dar, a, da, știu că am vrut să încerc în Spine, dar n-am, pentru un proiect care vreau să-l facem, dar n-am mai, cât eram la mobilitate, dar n-am mai mers. Dar m-a interesat foarte mult, aș vrea să încerc, da, dacă ar fi să învăț animații, bone animation, ar fi, Spine, ar fi un program care m-ar atrage destul de mult. Ok. Mai aveai ceva să ne arăți cu acest cățel? Nu. Nu știam dacă să trec mai departe sau nu. Ok, hai să trecem mai departe. Aici am... e o serie, nu știu cât de mult. O serie în care m-am hotărât eu să fac mai multe lucrări personale și nu știam de unde să încep și nu mă simțeam comodă cu vreun subiect anume și am zis că eu cunosc pe cineva, cunosc pe mine, hai să fac cumva o progresie. Era și un age meme pe net. Am văzut o artistă care a făcut. S-a făcut așa din grădiniță până în prezent. Și mi s-a părut o idee foarte mișto. Și am zis, hai să o încerc și eu. Și e cumva un exercițiu de character design. Cumva cum eram prin... Ok. Cam asta e povestea de aici. Și viitorul. Practic totul devine din ce în ce mai haotic până în viitor, care o să fie ca în, nu știu, Wall-E. Da. Ok. Așa. Da, știu seria asta. Da, încă vreau să o continui, dar n-am mai apucat. Vreau să fac un pumpkin acum de Halloween, dar n-am mai apucat. Spune-ne puțin despre ideea asta de a face artă serializată și cum te-a ajutat pe tine? Sau de ce ai ales să faci artă așa serializată? Mi-am dat seama că tot așa, sar prea des de la o idee la alta și nu am disciplina de a continua cu o... De a face practic un produs, de a face ceva cât de cât structurat. Și... De asta am și vrut să particip la Inktober, ca să mă forțez cumva să desenez în fiecare zi și ca să pot să desenez în fiecare zi, să am un plan la unui subiect pe care vreau să-l fac. Mi se pare că are o valoare enormă arta serializată, pentru că explorezi în foarte multe feluri o singură idee cumva și o unealtă de creativitate foarte bună. Da, un rezultat, aș zice, chiar mai închegat decât Random Doodles. Da, și eu am făcut o serie, cea cu câinii. Și a fost mult mai bine primită decât orice altceva ce am făcut până atunci. Și nu cred că ar fi fost la fel de bine primită dacă nu ar fi fost o serie. Exact. Știi? Exact. Te salută Alex Danilă. Bună! Da, și lumea este foarte impresionată de seria ta cu legumele. Da, tocmai ce am aflat, că credeam eu că asta și cu originalitatea ideilor. Când crezi că ești original, încetează. Pentru că nu, am crezut eu că fac o chestie și am zis că hai să caut veggies in underwear pe Google. După ce am făcut câteva personaje din serie să văd dacă cineva, i-a mai venit oare cuiva ideea asta. Și bineînțeles, există o carte pentru copii. Nu eram conștientă că există cartea aia.
Există o carte pentru copii numită Veggies in Underwear? Vegetables in undies sau in underwear. Da, ceva foarte similar, există. Wow. Nu aș fi crezut că cineva s-a mai gândit la așa ceva. Da, dar eu, în același timp e atât de minunat că nu sunt singura care să facă abominații. Hai să trecem mai departe. Și te întreabă cineva dacă ai sketchbook tradițional. Da. Mai neglijat decât mi-ar place să recunosc. Dar întotdeauna când, când simt o... Nu știu, așa, aș zice că o săturare, dar tot timpul mă reîncarcă bateriile să mai revin la acuarelă și la tradițional. Și parcă altfel se leagă lucrurile. În continuare, simt că e o diferență. Frumos spus. Ok, asta e pentru Character Design Challenge, nu? Da, tot așa. Era pe tema punk. Îți cunoaște că mi-am pierdut răbdarea la unele elemente. Nu faceți ca mine. Dar, da. Nu știu ce aș putea să spun dincolo de... Am vrut să dau impresia că sunt foarte călăgioși. Mm. Că le place muzica tare. Te-aș întreba dacă ai studiat ceva în legătură cu caricaturile sau cu exagerarea. Nimic structurat. Tot așa, frânturi luate de pe... frânturi luate de la alți artiști și când i-am văzut lucrările lui Sebastian Kruger, m-a explodat o bucată din creierașul meu. Ok. Bun, hai să vedem și alte lucrări. Sigur. Și între timp să-l arăt pe Sebastian Kruger, care este un artist caricaturist. Mhm, face niște lucrări imposibile, omul. Și, na, se vede că, în ciuda faptului că are un stil puțin mai caricatural, tot cunoaște foarte bine anatomia normală a omului. Clar, dar nu, e un maestru. Nici nu ai cum să fii un caricaturist bun fără să nu știi exact ce se întâmplă sub piele. Ok, ce avem aici? Aici e niște concept art pentru un... joc Secret VR Game pentru Those Awesome Guys. Trebuie să fac o scenă cu un bar la care face parte dintr-o scenă mai mare cu o petrecere, un house party, unde va avea loc una din nivele. Super! Ce ne arăți acum nu seamănă cu nimic din ceea ce ne-ai arătat până acum. Pentru că na, e clădire, e anorganic, exact. E design de interior. Da, la care iar am simțit că n-am suficientă experiență, că tot așa multe din personajele mele sunt puse pe un fundal alb, pentru că cumva o cam trișez eu așa, că n-am studiat suficient de bine environment și interior design și cumva mă forțez să mă îmbunătățesc la lucrurile la care simt că am minusuri mari. Nu cred că ai voie ca artist să lași așa minusuri de mari. Ok, cum ți se pare să faci chestii de genul ăsta, izonometrice, față de ceea ce faci tu în mod obișnuit? Pe de parte puțin mai simplu, pe de parte mai complicat, tot satisfăcător, pentru că cum le legă povestea pe care o spune. Tot, și la environment și la clădiri, tot încerc să spun o poveste în spate. Cam pe unde intră, ce fel de om ar lucra în spatele barului, cum ar ajunge la sticlele alea, cum... Aici este și un tip jar, cât de mult i-au lăsat ăștia bacșiș sau nu. Frumos. Deci cumva încerci să spui o poveste și prin camera pe care o creezi, prin clădirea pe care o creezi? Da. Ce obțin asta mă menține interesul și îmi place și practic sunt alte unelte de a spune o poveste. Da. Da, e interesant că ți-ai și început acest interviu spunând că te-a interesat foarte mult această parte a poveștii. Și iată că indiferent că faci o ceapă în chiloței sau că faci o cameră,
Tot vrei să spui o poveste. Te întreabă cineva ce recomandări ai avea pentru un curs de anatomie. Depinde acum dacă ce te-ar interesa, dacă te-ar interesa să fie stilizată sau realistă, sunt o grămadă de cărți bune de la Andrew Loomis, e și gratuită pe internet. Eu știu că de acolo mi-am învățat bazele anatomiei, n-am mers mai departe de atât spre rușinea mea, adică și la facultate ce am mai învățat. Hai să mă mai prin bibliotecă. Mai este cursul lui Aaron Blaze, a fost artist la Disney, animator și are un curs de anatomie. E mai stilizat, dar mi se pare că conține informații foarte bune și nu e extraordinar de scump. Chiar e, cred că 60, 70 până într-o 100 de dolari. O să fie. Și sigur trebuie să mai fie anatomie și pe sculism și peste tot. Nu știu, oricare, nu știu, la cursuri și la cărți, aș sugera să învățați de la cine vă menține atenția cel mai mult, de la cine vă este cel mai ușor să învățați. Este un sfat foarte bun. Bine, la noi în facultate, de obicei, anatomia se făcea după BAMES sau după cartea lui Nea Tibi, care Așa, era o Nea carte Tibi. des... care era o carte destul de bună, na, având în vedere că învățai cum se numesc toți mușchii și toate oasele. Na, eu consider Da. că dacă îl știi pe Nea Tibi destul de bine, poți să faci o anatomie corectă, faină și estetică. Nu știu. Da, dacă te ții, dacă da. O să nu. Ok, hai să mai vedem și alte lucrări. Sigur. Aici, cum am început cu clădirile, asta e pentru Evil in Training, jocul care, din păcate, nu s-a mai lansat la Mobility, care am lucrat. Astea sunt clădirile pe care le avem ca fundal la interviul nostru. Ok, hai să vedem. Influențe de la Blizzard, adică nici n-are rost să o ascund. Foarte mari. Și era bazat așa pe un mediu, pe un univers dark, multe camere de tortură, multe sacrificii, multe. Dar și piperat cu puțin umor. Spune-ne puțin despre procesul pe care îl urmezi atunci când faci fie o cameră, cum ne-ai arătat, sau fie un environment ca ăsta. Crezi o bază undeva, Primul alegi rând, referințe? îmi pun gridul izometric ca să mă asigur că îl fac corect. Ar trebui să lucrez mai mult în perspectivă, dar pentru jocuri izometrice, de ce să nu lucrez direct în perspectivă izometrică? Îmi pun gridul pentru că e nevoie și încep cu. Nici nu știu dacă am. Nu cred că am o serie. Cu line art, un line art foarte mâzgălit. Ca să prind ideea principală, trebuie să știu pentru ce anume fac, care este rolul. E un chamber de sacrificiu sau e un chamber de dormit sau care este rolul și cum să redau asta cu forme cât mai plăcute și să se înțeleagă cât mai clar Da, este un care este rolul. approach destul de logic. Adică chiar și un arhitect s-ar gândi că forma urmează funcțiunii, să zicem. La fel cum te gândești și tu care este scopul acestui chamber, înainte să-l randezi. Exact, adică dacă degeaba am făcut eu, nu știu, cărămizi randate și iluminate, dacă lumea are impresia, spre exemplu, că asta e o, nu știu, parte joacă pentru copii, atunci mi-am cam ratat scopul. Super. Ok, deci jocul ăsta nu a fost niciodată released. Din păcate, nu. A Ok. fost greenlituit pe Steam. Acum nici mai este green light pe Steam. Putea să iasă, dar n-a mai ieșit. Ok. Alte chestii. Sunt caca? Nu sunt caca. Tot pentru Character Design Challenge, pe tema tarot, am ales cartea
diavol și m-am distrat oleacă cu o idee, că avea ochi în genunchi și m-am jucat oleacă cu ideea cu un țap, de obicei țipă foarte mult și am vrut să-i bag asta. Da. A, da, și că avea minioni, nu mai știu tot așa, din descriere de pe Wikipedia, care te trimit după aia la nu știu ce carte, care te trimit la nu știu ce articol și tot așa. Și de acolo aleg eu cumva, îmi place ideea asta, îmi place ideea asta, hai să văd dacă se potrivește cu asta. Să vedem. Ai ajuns la tarot. Mergi în spate sau în față? Pe pagină? Față. Spate, de fapt, ăsta e spate. Ok, hai să... Mergi în față? Hai să vedem hipioata ta, că nu aș vrea să chem interviul fără să o vedem. Tot pentru Character Design Challenge a fost făcută, puternic influențată de hipioata mea preferată, Janis Joplin. Așa. Chiar e costum, e după o fotografie de ei luată. Și aici am și progresul, cam cum abordez imagini. Deci, vedeți, o mâzgâleală totală în ceea ce privește desenul. Da. Aici am să redau foarte mult flowiness-ul, cum... din orice încheietură îndoită. Bine, efectiv, mie mi-a picat fața când am văzut această lucrare, mi s-a părut excelentă. A. Și, na, nu cred că sunt singurul. Te întreabă Cristi, fiind și el foarte impresionat de capacitatea de randare, ce cărți ai recomanda pentru a învăța să randeze mai bine? James Gurney, Color and Light. Așa. Și cursul lui Sam Nielsen, ambele. De pesculism. Știu că nu sunt, adică a doua nu-i carte, dar informațiile sunt, nu știu, mi se pare atât de mult legate de lumină, adică practic nu vezi nimic fără lumină, arta e lumină. Da, cât ai spune, da, te rog. Legate de randat, cam astea ar fi, nu știu, poate mai sunt, dar I'm blanking out. Bun, acum că avem giful ăsta în față. Așa. Hai să discutăm puțin despre procesul tău. Așa. Este un proces pe care cred că l-am învățat la cursul lui Sam Nielsen. Nu știu dacă este cumva o versiune pervertită. S-ar putea să mi-o fi însușit eu într-un fel, să-l fi modificat. Dar cumva... învățându-mă să abordez așa lucrările, am un pipeline de a termina o lucrare. Că înainte aveam foarte mari probleme, începeam pictural și aveam probleme în a le finisa, în a defini formele. Și cumva cu aproape un coloring book method ar fi. Okay. Ai formele, le împarți pe culori, colanții, părul, fața. Și fiecare, apoi, am ales paleta de culori care era deja frumoasă din poză și m-am gândit cum să redau, am ales sursa de lumină și după m-am gândit cum să redau materialitatea cât mai convingător pentru fiecare. Ok, păi cât se mai învârte GIF-ul ăsta, hai să vedem care sunt etapele, să le identificăm. Prima dată este un sketch super, super haotic. Da, mai mult am vrut să redau... sinuozitatea, flow-ul. Ok. Mai departe văd că ai făcut toate culorile flat. Cum ai făcut asta? Lasso tool și cum se cheamă? Bucket. Ah, ok. Faci... Și cu paleta cromatică, cu cercul cromatic deschis, am mai modificat puțin să văd dacă se armonizează între ele și cam atât. Erau culorile oricum din fotografie. Mi-a plăcut costumul ei foarte mult. Ok. Văd că faci occlusion shadows înainte să faci lumina direcțională. Da, occlusion shadows combinate cu lumina dintr-o direcție. În mod normal, dar ar trebui să fac umbra direcțională, cast shadow, occlusion pe alt layer, dar aici de obicei le combin, le mergiesc.
Asta zic, am mai pervertit puțin lucrarea. Dacă mie mi se pare suficient de bună, Da. continui așa. Ok. Super. Da. Mai ai același obicei de a folosi rim light-uri? Cum să nu? Tot mi se par... Dar cred că le folosesc alea că mai sensibil. Mai subtil uneori, da, așa. Sau înțeleg de ce le aplic și cum și unde. Dar tot le trișez, n-are rost să mint. Super. Hai să mergem mai departe. Da. Aici... da, sunt câteva lucrări de la cursul cu Sam Nielsen. Line art-ul este făcut de alți artiști. Ne-a dat oportunitatea să ne focusăm pe rendering, pe subiectul fiecărei teme în parte și ne-a oferit oportunitatea să nu ne mai încărcăm cu design, cu desen, oferindu-ne un line art. A întrebat cineva câte ore ți-au luat lucrarea cu pioată. Sunt nesigură. Ok. Nu prea am time management bun, dar vreo 2 zile de lucrat. Adică 16 ore? Full time. Cred că ar fi fair. Ok. Să zic asta. Super. Da. Ok, hai să vedem, să ne întoarcem la lucrările pe care le avem aici și să ne spui câte puțin despre fiecare, ce ți s-a cerut mai exact. Să mai amintesc. Sărandezi? Da, sărandezi, să folosești texturi? Da, în lucrarea asta era ideea de a, mai mult partea de design, știu că vorba foarte frumos de cum, de ce arată așa de bine, spre exemplu, un iPhone, cum s-au jucat cu materialele lucioase față de materialele mate și cum flow-ul ăsta și contrastul între ele dă practic un appeal foarte, foarte satisfăcător. Și aici am încercat să mă joc și eu cu metale foarte lucioase, spre exemplu, unde era aurit, da, cu costumul lui de scafandru ruginit, plin de alge, vechi. Care e mai mat. Uh-huh. Uite, te întreabă da. Cineva legat de asta, dacă folosești texturi de sau dacă preferi să randezi materialele manual. În funcție de cât de bine mă descurc cu a înțelege ce înseamnă textura aia. De obicei îmi place să o fac eu. La început foloseam foarte mult texturi cu overlay-uri, cu astea, dar tot timpul arăta extraterestru, așa, arăta străin. Și am zis că hai să înțeleg ce se întâmplă ca să le integrez, să aparțină ilustrației în sine. Super. De cele mai multe ori le fac de la zero. Cu broașuri, cu măști, cu tot ce e nevoie. Excelent. Hai să mergem mai jos. Aici era despre personalitatea sau intenția pe care poate să, pe care o redai unui personaj din lumină. Și, na, aici, destul de evident, am fost și eu blunt cu o lumină caldă, venind 3/4 pe portretul lui. Am vrut să mă joc cu cum să fac exact același personaj să pară că vine să te salveze versus că vine să te ardă satul. Da, și eu zic că ai reușit. Ce ai învățat? Mulțumesc. Ce ai învățat din experimentul ăsta, din exercițiul ăsta? Cât de important e cum alegi să-ți expui personajul. Cât de importantă e lumina în redarea personalității personajului. Cât de legate sunt între ele. Pentru că până acum mă gândeam la character design în T-poses. Pentru că, nu știu, așa am fost expusă, așa am... Ai învățat cât erai la da, facultate. Da, așa sau... am văzut. Și mare, adică acolo se ajunge după ce definești totul, toată personalitatea, tot despre ce înseamnă un personaj. Eu cumva începeam cu sfârșitul, ceea ce e eronat. Super. Și
Da, cât de mult contează, asta e, cât de mult contează să știi exact ce vrei să spui cu o lucrare. Fie că vrei să spui că e un personaj pozitiv sau că e un personaj negativ sau că zâmbește, că are chiloți o legumă. Deci nu trebuie să fie un mesaj complex, trebuie doar să-ți fie clar ce vrei să zici. Și după aia poți să faci lumina și materialele și compoziția să-ți servească scopul inițial. Te întreabă cineva ce brașuri folosești. Întrebarea eternă a artistului începător, ce brașuri folosești? Cred că o să sune obsesiv din partea mea, dar tot așa Sam Nilsson a pus, a fost destul de simpatic să pună niște tool presets și brașuri, cred că găsiți pe blogul lui. Și pe alea le folosesc, dar doar când vreau să dau texturi. În mare parte un brush rotund, dar făcut ca o elipsă, turtit, ca să aibă puțină variație A, deci linia. nu ai foarte mare variațiune în brașuri. Nu, 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 doar când vreau să mă folosesc de brush-ul ca să redau mai ușor o textură, că n-are rost să o fac. Făceam o vreme așa și era, nu știu, foarte time wasteful. Ok. Hai să mergem mai jos. Da, sigur. Și aici, asta mi se pare că penultima temă pentru curs. Mi-a plăcut, zisese ideea de lumină ca venind fix de deasupra, punând greutate pe umerii unui personaj. Și mi s-a părut așa, iar un moment într-ala de mind blow. Ah, pot să fac asta, trebuie să aplic. Și cumva tot aveam compoziția, tot era desenată, line art-ul făcut de Jason Kim, un artist foarte bun. Și tot așa, dintr-un line art, cum poți să dai intenția sau ce se întâmplă, să spui o poveste între două personaje. Prima dată erau numai cu unul singur și acum cum o creezi într-o compoziție între două personaje, într-o dinamică. Care e dinamica între ei. Și cumva aici mă gândisem că poate el, care îngenunchează, a fost un prieten din copilărie, dar circumstanțele din viața i-au adus unul împotriva celuilalt. Și ea, acum, după ce l-am vins, ia decizia dacă să-i cruțe viața sau nu. Și am vrut să pun lumina așa, ca să pară că e o decizie foarte grea, că nu-i... N-am vrut să o fac să pară angelică neapărat, am vrut să o fac să pară că are o decizie foarte grea de făcut. Cumva, am vrut să aplic. Care o greutate mare pe umeri, să spunem, dată de Da. această lumină. Da, bine. Ok, și cred că mai și ultima lucrare, nu? Sunt vreo Sau, două aici a, și ok. erau... Mai sunt, mai multe, dar nu trebuie să vorbim neapărat despre Nu, că ai toate. spus penultima și mă gândeam că Da, mai dar avea nu, asta. acum văd că nu le-am pus în ordinea lor firească. Sigur, nicio problemă. Hai să vorbim și despre restul, Uite aici mai mult sau mai despre puțin. environment și ce vrei să spui într-un environment, ce impresie vrei să dai. Cumva eu am vrut să zic aici că e o zi luminoasă, dar totuși puțin rece. Și că ce se întâmplă cu scorbura asta poate nu-i cel mai fericit lucru, nu-i cea mai bună idee dacă îți bagi mâna acolo. Și nu am reușit să o redau cel mai bine. De asta zic că feedback-ul e atât de important. Din păcate, n-am salvat imaginea cu feedback-ul. Dar a făcut mai gri copacul, i-a pus mușchi alge, l-a uscat, crescut să pară mult mai menacing. Și a fost o alegere mult mai bună pentru intenția pe care o aveam la început. Eu am încercat să o redau așa numai din niște zgrieturi aici, dar prea puțin. Și cred Pare că a tot făcut-o și prea desert. mai pătrățoasă, să-i spunem. Sau mai Scorbura? ascuțită, Nu, nu? la partea de design nu s-a băgat. Era doar cum poți să faci lucrurile astea doar din lumină, cu un design deja făcut, deja avut. Super. Dar da, cum să nu, adică când lucrezi la un proiect la care poți controla mai multe chestii, e aproape păcat să nu te folosești de toate uneltele, de la shape language, la lumină, la culori. Și aici despre efecte. Nu sunt cele mai reușite efecte, dar la fel, e o chestie care nu o luam în considerare pentru că nu prea am făcut environment-uri și cât de mult contează efectele și felul în care reacționează mediul în care este pus personajul.
și cum poți reda anumite trăiri interioare ale personajului în exterior, să se reflecte în mediu. Bine, și aici am pus foarte multe ca să încerc. Nu-i tocmai cea mai fericită compoziție. Compoziția e frumoasă, dar zic, efectele sunt... Tot, line art-ul la niciuna din astea nu este al meu. Da. Mi-am pierdut și tu de idei. Nicio problemă. Te întreabă cineva, apropo de idei, dacă atunci când îți vine o idee dintre asta nebunească, o scrii. Dacă ai o colecție așa de idei pe care vrei să le creezi la un moment dat. Da, da. Am învățat să mi le scriu. Fie că e într-un, am așa un folder cu ba fișiere text, ba Photoshop cu schițe, ba desene, ba poze de la din carnețele, încerc să le scriu. În caz de am timp să mă joc o idee, dar nu am vreo idee, să am la ce să apelez. Pentru că m-am luptat de prea multe ori cu The Blank Canvas. Și m-am învățat minte să nu mă mai las. Așa este. Să ajung în poziția aia. Da. Recomand și eu chestia asta și eu am o foaie întreagă de chestii pe care vreau să le fac la un moment dat și niciodată nu am problema asta că nu știu ce să desenez în timpul liber. Exact, exact. E o problemă bine de bună de evitat. Ok. Bine de evitat. Hai să mergem mai jos. Așa, și asta era ultima. S-ar putea să le amestec foarte mult, aici era, am vrut să redau sentimentul de tranquility prin compoziția orizontală, da. Da. Și cum accentuez orizontalitatea punând ceva vertical, ca să pară ceva orizontal pe lângă. Mm-hmm. Și aici ne referim la copac sau la... Copac și, da, și copac și... Scaun și... Personaj și scaun, da. Mm-hmm. Frumos. Da. Foarte frumos. Și sentimentul de pace, cumva. Dacă nu pare pașnic, atunci nu mi-a făcut treaba destul de bine. Super. Ok. Chiar apreciez că ne-ai arătat temele de la cursul tău cu Sam Nielsen și se vede că ai învățat destul de multe. Mă bucur. Sper să se țină acum de mine. Ok, cred că mai ai câteva poze și ajungem de unde am plecat. Da, adică cred că e. A, da, dacă e doar cu procesul, cu păsările astea ale mele. Mm-hmm. Înțeleg de ce mi-arată. O să încarcă. Da, cred. Aha. Că se încarcă. Așa. E tot așa un exercițiu pentru a deveni mai dezinhibată cumva cu shape-urile. Pentru că dacă o iau de la zero, eu fac, de multe ori încep așa cu o copie cât de cât fidelă, după realitate, după fotografie și dacă o exagerez, nu mă simt că nu o fac cu suficient curaj. Și cumva am zis, hai să încep cu niște forme random, exagerate și să văd eu cum fac o pasăre din ele. Super tare. Da, nu... N-am mai auzit de chestia asta să faci o mâzgălitură oarecare și apoi să încerci să găsești o pasăre în ea. Nu mi-o însușești. Însușesc. Așa. Tot, nu mai știu, de la ce oameni care sunt suficient de darnici și împart ideile pe internet și pe YouTube și pe Pinterest și peste tot. Am văzut-o și am zis că hai să o aplic, trebuie. Super. Ok. Și cred că mai una tot pe aceeași idee. Da, da. Tot la fel am început. Tits and boobies. Ai și simt umorul unui copil de 5 ani. Sau hai, 15. Bine, nu, să spunem 12. Că tits and boobies sunt niște specii de păsări. Da. Dar mai înseamnă și altceva. Și de asta am un giggle. Excelent. La ele. Super. Cam aceeași idee. Și dacă mergem mai departe? Da, papagali. Dar ar mai fi niște, cred că mai sunt niște lucrări mai vechi. Aici am încercat portrete și caricaturi. Dacă, nu știu dacă au vreo rost, nu pot să spun că... Practic sunt studii. Mm-hmm. Nu pot să zic altceva despre ele decât astea sunt mult mai, da, sunt mult mai detaliate decât ceea ce ai făcut după. Ca textură, cel puțin.
Dar nu pot să spun că mie mi se pare foarte important să te bucuri și de procesul imaginii. Adică dacă 90% din timp nu-ți place să lucrezi la ceea ce lucrezi și ai doar, nu știu, o satisfacție de final. Bun, poate e ok pentru că e o perioadă de învățare, dar nu știu, mi se pare foarte important să te și bucuri, să aplici să ai un proces de care te bucuri când lucrezi. Nu să fie satisfăcător doar la final. Cumva de asta m-am și hotărât să trec pe chestii mai stilizate. Ok, dacă mai ai, hai să spunem, două lucrări pe care ai vrea să ni le arăți, în afară de cele pe care le-am văzut deja. Nu știu, astea sunt deja mai vechi. Fiind... nu știu, asta e... Nu știu, ce aș Ai putea un să... aligator, Ce ai ar un fi asta? aligator destul de fain. Imediat. Da. Alligator Gladiator. Sau, nu m-am gândit eu, dar au fost alții suficient de darnici cu ideile lor și creativi, Gladiator. Și aici Super. la fel are progresul. Tot pentru character design challenge. Cumva a fost outlet-ul de a mă forța să... A fost motivația pentru mine. Super. Da, și se vede și texturarea asta și bineînțeles, final touch-ul tău este rimlight-ul. Veșnic. Uite-l. Damn. Bam! Adevărul este că se folosește și în film. Super, super mult. Nu știu dacă găsesc acum ceva. Dar, na, practic, lumea care folosește, care a început să folosească Rimlight, de acolo l-a luat. Din film, da, păi, da, movie stills, e o sursă foarte bună de studiu. Pentru că în filmele bune, lumina e foarte, foarte atent gândită, compoziția, încadrarea. Da, hai E o să sursă arăt de și studiu eu o foarte bună. chestie. Ok, de exemplu, aici lumina vine din față, dar avem și un rim light aici, ca să modeleze formă, pentru că dacă nu ar fi fost acest rim light, părul lui s-ar fi pierdut cu fundalul, având în vedere că amândouă sunt negre. Ok, hai să revenim la tine. Bun, și o altă lucrare pe care ai vrea să ne-o arăți? No, nu știu ce ați mai vrea. Adică Poți să sunt. ne arăți pe prietenul tău cu papagalul ăla? Ah, John Tron. Sau nu e prieten? Ah. Mai crede că e prietenul meu. Că am făcut acolo inima mea, dar e dragostea între un papagal și omul lui. Ah, deci ăla e John Tron. am încercat, da. Da. Super. Ei, îi plac jocurile și păsările, adică. Era pe felia mea, așa. Ok. Na. Revin la La cameră, da. cameră. Ok. Bun, cred că am învățat cu toții destul de multe de la Lydia în seara asta și am văzut Sper. drumul ei de la o imagine cu un orc, Muddy, ca să nu-i spun altfel, dar așa, cu Rimlight. noroios. Cu Dark Rimlight, Așa, exact. până la ceea ce face în ziua de astăzi. Și anume, Legumentele. legumen. Exact. A fost o evoluție extraordinară. Dar oricum, cred că Unii ar foarte putea multă numi o lume... involuție. Nu e adevărat. Foarte multă lume a fost impresionată de ceea ce ai făcut și a menționat acest lucru în chat. Te întreabă cineva dacă faci des value studies. Am făcut o vreme. Am făcut și ce carte m-a ajutat să le înțeleg scopul a fost framing. Îl sugerez pentru compoziție și storytelling și intenție în compoziție și e o carte extraordinară și practic sugerează să lucrezi cu trei valori în compoziție. Alb, negru și gri. Și erau și exerciții și în cursul lui Sam Nielsen. Și Asta e învățând să cartea. lucrezi foarte cumpătat, așa, te face să alegi, să gândești foarte bine, să le separi. Și apoi, alegi după aia key light-ul și pui valorile în funcție de materialul pe care vrei să-l dai. După aia devine mai simplu, nu știu.
Avem probleme cu partea asta și Framedink m-a ajutat să le înțeleg mult mai bine. Absolut, absolut. Lidia, spune-ne, dacă ar fi să ai jobul tău ideal, care ar fi acela? Nu știu, sincer. Ar fi un job... nu știu, sigur există, dar... nu știu, cu suficientă variație, cu suficientă creativitate, cu suficiente aplicații, cu suficient succes și împliniri. Bine, hai să-ți dau eu trei joburi pe care le dorește aproape orice artist la început de drum și tu mi-alegi din ele. Hai să spunem, dintre a lucra pentru Hollywood, să faci concepte de film, dintre a fi autor publicat de cărți de copii, cu vânzări extraordinare. Bineînțeles. Așa, sau dintre a fi artist plastic? Da, cred că partea cu autor publicat e cea mai apropiată. Dar la fel de mult se aplică și cu jocuri, la fel de mult se aplică și cu... nu știu... ok, autor publicat cred că ar fi cea mai apropiată... lucru. Eventual o carte care să aibă și un, sau un joc care să aibă și o carte sau o carte care să facă și într-un joc și apoi într-un film și apoi într-un... Asta e visul până la urmă, nu? Să fie multitalentat. Aplicabil. Da, să fie un franciză. Dar nu cred că aș face eu filmul efectiv. Sunt altceva mentalități care știi să-l transpună. Dar zic că eventual se poate fi... Da, pare așa de nerealist încât nu pot să îndrăznesc să... Îndrăznește să visezi. Atunci când vrei să ajungi la lună și ajungi într-o baltă de noroi, este mai bine decât atunci când vrei să ajungi într-o baltă de noroi și reușești. Și reușești să ajungi într-o baltă de noroi. Da. Ok. Ce ai schimba la felul în care ai făcut lucrurile în trecut? Dacă ar fi să fii un copil de 18 ani din nou, cu viața înainte, ce ai face diferit în acești 10 ani care au trecut? Oh, atâtea chestii. E greu de spus. Aș spune să nu mai fiu idealistă, dar n-aș înțelege ce înseamnă. Adică a fost nevoie de cei 10 ani ca să înțeleg de ce piedici mi-am pus și ce lucruri nu mi-am dat voie să fac doar pentru că n-aveam încrederea să le fac. Și aș zice că să nu fie frică de a da greș sau ce cred eu că înseamnă a da greș. Și aș fi zis da la mai multe chestii. Cred că asta e sfatul cel mai mare. Nu știu, să nu fie frică de eșec, că e tot oricât de ciudat ar suna, e tot un pas înainte. Și ceva făcut cum să spun, nu tocmai excelent, e totul ceva făcut. Decât ideea aia perfectă pe care aștepți 20 de ani de zile să lucrezi, să îți aduci la skill-ul necesar ca să poți să o redai cum vrei. Că de obicei ideea aia nu-i pică de bună, crezi. Cui ești cea mai recunoscătoare pentru nivelul la care ai ajuns în momentul de față? Tuturor oamenilor din jur și tuturor circumstanțelor. Adică sunt recunoscătoare artiștilor care își rup din timp să educe alți artiști și care o fac și gratuit. Sunt recunoscătoare tuturor oamenilor care fac grupurile și challenge-urile, sunt recunoscătoare profesorilor, sunt recunoscătoare colegilor sau foștilor colegi și actualilor colegi și familiei și prietenului care mă sprijină, nu știu. Aș greși să nu fiu recunoscătoare, dar nu știu dacă e un singur lucru. Singur persoană. Asta a fost o întrebare ca la Oscar, știi? Da, vreau să mulțumesc și mame! Te-aș mai întreba în legătură cu facultate, pentru că în zilele noastre există această dezbatere dacă să faci sau nu facultate. Tu știu că recomanzi persoanelor cu care intri în contact că e bine să facă facultate și te-aș întreba de ce spui asta. Ca și la începutul unei lucrări, aș zice să te gândești de ce vrei să faci un lucru și ce așteptări ai. Pentru că dacă știi de ce vrei să-l faci, nu mai riști să fii dezamăgit pe niște, de la niște chestii
perplexante altfel. Și motivul pentru care mie mi se pare că merită făcut e că, până la urmă, înveți, nu știu, partea tradițională mi se pare sfântă. Cu toate că nu o stăpânesc foarte bine, e o sursă de calm și de... E diferită față de... Nu pot să explic în câte feluri e diferită și mă ajută și mă bucur că o știu. Și nouă lucrarea din tradițional pe care știu că o ai. La licență? Da. Singura ilustrație pe care am... Cam asta făceam eu acum 6 ani. Da. E o sticlă de Frob Scottle. Din o băutură a cărei bule se ridică în sus. E din BFG, Big Friendly Giant, al lui Roald Dahl. Asta e cartea pe care am ilustrat-o pentru licență. Super tare. Și faptul că trebuie să faci un proiect de la cap la coadă, să ilustrezi o carte de la cap la coadă, să alegi ce scene, să înveți paginația, am făcut și cărți, le-am legat de la zero. Acum s-au băgat și module de animație și 3D și plus oamenii creativi pe care îi cunoști acolo. Ar fi un mare păcat să ratezi așa o ocazie. Super. Deci, te cunoaște. Practic, ai foarte mulți prieteni artiști pe care ți-ai făcut în facultate. Prieteni, la plural, abia. Mă bucur foarte mult că am cunoscut. Da, sigur. Mă bucur să aflu cum funcționează mințile în moduri similare. Mm-hmm. Ok, avem deja o oră și aproape 40 de minute de când facem acest interviu. Te-aș întreba dacă ai o întrebare pentru mine. Da, am mai multe. Alege-o pe care vrei. Dar întrebarea mea principală ar fi, și tu ai făcut facultatea și sigur ai mers la facultate cu niște așteptări. Da. Tu știai ce vrei să faci exact sau au fost mai mult pe hit and miss, pe trial and error și cum simți că ești diferit acum în abordarea ta față de lucrările tale, față de cum erai la început de drum? Da, e o întrebare bună. Ok, o să spun că la o lună după ce am intrat la Facultatea de Arte din Iași, mi-am sunat părinții și am zis că vreau să mă las de respectiva facultate și că vreau să învăț acasă pe cont propriu. Wow! Da. Dar, comparativ cu prima săptămână a fost extraordinară. Adică simțeam că eram în locul în care îmi doream. Am fost la un curs de istorie arte și am început să facă paralele dintre pictura rupestră și impresionism, că se făcea pointilism la pictura rupestră și s-a făcut pointilism cu Seurat și am zis, vai ce chestie, nu m-am gândit niciodată la asta. Dar cu cât au început să treacă săptămânile, mi-am dat seama că nu era seriozitatea la care mă așteptam, nici din partea studenților și nici din partea profesorilor și nici... Da, nu era neapărat seriozitatea aia, adică mă așteptam să ai profesori care să-ți bage anatomia în cap la fiecare atelier, să vorbească în termenii respectivi, mă așteptam ca anatomia să fie mai serioasă decât să desenezi niște oase pe care le aveai în fața ta pe o masă. Da, da, și să nu știi cum funcționează între ele neapărat. Da. Și... Na, după... Și mi-am dat seama că grafica nu este de mine. Și am zis că sunt prea multe lucruri pe care le învățăm. Era și animație, era și arta scrisului, era și pictura în acuarelă, era și... Ai prins animație? Da, am făcut o chestie simplă în Maya. Care, na, atunci când am folosit Maya, am zis că nu mai trebuie niciodată. Acum o învăț iarăși pe cont propriu. Și mi-e mult mai dragă. Da. Da, așadar am zis, domnule, dacă tot fac anii ăștia de facultate, vreau să învăț să fac o chestie bine. Și am zis, hai să fie această chestie pictura anului. Deci m-am mutat la sfârșitul anului întâi la secția de pictură. Și m-am ținut de pictura anului pentru a deveni foarte bun pe chestia asta. Și la finalul celor 3 ani de facultate, nu mai atinsesem o tabletă digitală de ghișce 3 ani. Și mi-a fost destul de greu ca să-mi reintru în mână
cu pictura digitală, dar consider că mi s-au transferat abilitățile mult mai ușor de la pictura în ulei la pictura digitală. Și chiar și astăzi iubesc pictura în ulei cu o foarte mare pasiune și dacă s-ar plăti mai bine, probabil că aș face asta. Și nu simți personal că te ajută să îți expui anumite idei? Că n-ai face o expoziție personală cu lucrările tale în ulei? Ba da, dar nu am suficiente. Mai ales că majoritatea sunt studii, nu sunt neapărat lucrări personale. Da. Am înțeles. Și na, spre... Dar ai vrea să faci, nu? Sigur că da, da. Îmi propun acest lucru. Și spre deosebire de tine, colectivul de la facultate, nu m-am integrat foarte bine în colectivul de la facultate, odată că eram și un pic mai în vârstă, și a doua oară că intram la secția de pictură din anul 2 și nu din anul 1. Deci, na, cum și ai pierdut primul an de bonding, practic. Exact, da, 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 era grupul format, să zicem. Da, cam asta a fost experiența mea, care a fost clar diferită de experiența ta, de asta sfaturile pe care le dau celor care mi le cer sunt mai diferite. De înțeles, de înțeles. Asta e. Și n-ai de unde să știi peste ce dai până nu încerci, nu știu. Eu zic că mai bine e să încerci să intri la facultate, să intri și să vezi despre ce e vorba și să pleci împlinit că, băi, nu-i de mine, nu-mi pierd nimic dacă nu vin aici, decât să rămâi tot timpul cu semnul întrebării. Pentru că am văzut destul de mulți artiști care se simt cumva lipsiți când au făcut facultatea de artă și n-au motive. Deci pur și simplu n-au motive. Dar rămâne pentru un regret sau o sursă de lipsă de încredere, nu știu, de validare. Mm-hmm. Care merită să o... Da, da, sunt de acord cu tine și am observat și eu acest lucru, mai ales la un tip, Macie Cuciara, care chiar dacă lucrează acum pentru Hollywood, tot se gândea să facă facultate și nu știu dacă este vreo poziție mai bine plătită decât să lucrezi pentru filme cum ar fi Ghost in the Shell sau Gods of Egypt sau Blade Runner sau tot ce mai a făcut el. Bun. Lydia, dacă ar fi acum să ne asculte un tânăr sau o tânără care vrea să urmeze același drum pe care l-ai urmat și tu, să facă jocuri mobile, să lucreze poate pentru un studio indie, ce le-ai sugera? Care ar fi sfaturile tale? Să nu ascultați sfaturilor străini, sfaturile oamenilor străini de pe internet. Nu știu ce să zic. Cred că încercați cât mai multe chestii și dați greș cât mai des și dacă vreți specific mobile development. Eu eram convinsă că vreau să fiu, nu știu, concept artist o vreme și apoi am descoperit ilustrațiile și am zis că vreau să fiu ilustrator și după aia am descoperit character design și am zis că vreau să fiu character designer, dar nu știu, e bine să-ți bagi degetele în mai multe locuri și să încerci, nu știu, poate o singură direcție, poate se potrivește pentru unii, poate pentru alții nu. Încearcă cât mai multe chestii, dar dacă vrei specific să ajungi pe mobile development, un portofoliu specializat pe asta, clădește proiecte chiar, imaginează-ți propriul joc, imaginează-ți cum s-ar folosi, imaginează-ți cum ar arăta asset-urile, cum ar fi concept art. Practic, încearcă să faci un portofoliu care să convingă angajatorul, art directorul, că poți să duci un proiect de la cap la coadă. Super. Cred. Ok, deci nu asculta pe lumea străină de pe internet. Experimentează cât mai mult. Și fă-ți un portofoliu cu cât mai multe proiecte și proiecțele și vei ajunge să lucrezi ca Lydia la... Sau mai bine, tot timpul mai bine ca mine. Nu ți-a dat. Ar fi păcat. Ok, bun. Asta este finalul acestui interviu. Lydia, îți mulțumesc foarte mult că ai participat la The Romanian Artcast. Vă mulțumesc. Sigur. Da. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat la noi. Vă mulțumesc pentru întrebări, desigur, și pentru participarea voastră. În descriere aveți link-uri unde puteți să-i dați follow Lydiei, puteți să-mi dați follow și mie. Dacă cunoașteți pe cineva care credeți că ar fi un invitat bun sau dacă sunteți voi un invitat bun pentru The Romanian Artcast, dați-mi un e-mail acolo pe care l-aveți în descriere. Da, subscribe pentru a fi la curent cu toate noutățile care se întâmplă cu acest canal
și ne vedem săptămâna viitoare, când îl avem invitat pe George Brad, un mare concept artist din România, și vom vorbi chiar despre asta, despre concept art. Până atunci, ne vedem săptămâna viitoare. O seară Seara faină. frumoasă tuturor! La revedere!